Bună seara, doamnelor și domnilor, bine ați venit la o ediție Voi cu Voi cu... V-am pregătit în această seară un subiect interesant, un subiect pe care mi l-a dat prietena emisiunii noastre, Maria Timuc. E vorba despre o doamnă care a avut o experiență extracorporală deosebită, pe care o să o povestească în această seară, dar mai cu seamă o să vorbească despre ce s-a întâmplat după, ce a simțit în timpul acestei experiențe extracorporale și care sunt lucrurile, dacă vreți, darurile cu care a rămas după această experiență extracorporală. Doamna Valentina Dincă, bună seara, invitata mea de astăzi și, desigur, prietena mea, Maria Timuc. Bună seara, pot să spun Vali, da? Rog, Valentina. Păi atunci am spuneți Mirela, da? Valentina, ok. Valentina, te rog frumos să-mi povestești ce ți s-a întâmplat. Mulțumesc de invitație, Mirela, mulțumesc de invitație, Maria. Mă bucur că sunt aici să spunem și publicului că Dumnezeu este atât de bun cu noi, cu toți, și ne dă prilejul de a ne regăsi și în lumea asta, dar și în lumea când vom pleca. Am avut bucuria de a trece printr-un eveniment care mi-a schimbat viața total, gândirea față de lumea de aici și față de așa zisa frică de moarte, care o avem cu toții. Clar. Ei bine, să trag o concluzie, dar revenim, nu trebuie să avem o frică de moarte. Moartea nu este decât un prag între cele două vieți, viața de aici și viața următoare. Ei bine, eu am avut bucuria de a trece prin acest prag în 25 octombrie, cu 15 ani în urmă. Țin minte această zi pentru că m-a marcat pentru tot restul vieții. Treceam printr-un eveniment neplăcut, am avut o problemă medicală, mai bine spus, am ajuns la spitalul militar de la serviciu, aveam o criză biliară, am fost nevoită să scot bila. Am intrat în sala de operație, s-au făcut toți pașii în anestezie, intervenție chirurgicală, m-a trezit, eram ok. După care, în câteva minute, am auzit un zgomot puternic, exact cum se aude un avion când pleacă după pistă. În momentul acela, mi-am dat seama că ceva nu este în regulă cu mine. Și atunci am văzut partea de sus, care este exact ca un abur, ca un nor. Cum treci cu avionul printr-un nor, ceva de genul, mi-am văzut partea de sus. Partea de sus, practic, vedea totul în jurul meu, vedea medicii, cum își scoteau masca, că tot vorbim de mască și în zilele acestea, și mâna dreaptă o aveam conectată pe aparat. În momentul acela am auzit zgomotul, m-a speriat, m-am văzut pe mine, mă vedeam cum stăm întinsă și nu mișcam, dar partea de sus plutea. În momentul acela mi-am amintit de copilul meu, Elena Maria, pentru că este universul meu de aici și din totdeauna. Și mi-am văzut copilul aici. Atunci am realizat că eu sunt dedublată, am strigat ajutor cu toată puterea mea și m-au auzit medicii că erau undeva în stânga mea și au intervenit. Pe aparat se vedea că pulsul scade. În momentul acela i-am auzit spunând: o pierdem, nu mai are puls. Am văzut de sus cum au resuscitat. S-a întâmplat odată, de două, a treia oară au renunțat. Eu mă vedeam, nu-mi doream să plec, îmi vedeam copilul în continuare. Același lucru mi l-a spus fiica mea, că era pe hol cu tatăl ei și spunea: tata, mama a pățit ceva. Și ea a simțit că ceva nu este în regulă cu mine. Eu nu am dorit să mă despart de copilul meu și de lumea aceasta, și
De asta spun că Dumnezeu este foarte bun cu noi toți. Ce ai văzut, Valentina? Practic, Mirela, medicii au refuzat să-mi dea un răspuns câte minute am stat în această stare. Dat fiind faptul că am intrat în intervenția chirurgicală rapid, că era urgență maximă, nu am avut timp să semnez documentul, nici eu, nici un membru de al familiei mele, cu toate că era și fiica, și fiica era minoră, dar era soțul cu mine. Nu a semnat protocolul, era urgență. Și medicii erau foarte speriați, dat fiind faptul că niciun medic nu-și dorește să-și piardă un pacient pe masă, un pacient tânăr pe masă, aveam 30 și ceva de ani. Iar al doilea motiv era și nu aveam semnat acordul. Medicii spuneau atât, o pierdem. Deci au încercat de trei ori să te resusciteze. M-au resuscitat. Asta am văzut eu, cu partea de sus, vedeam și auzeam tot. Nu am avut prilejul să văd dincolo, să mă întâlnesc, cu toate că tatăl meu era plecat în lumea celor drepți, nu l-am întâlnit. Nu am avut timp să întâlnesc, probabil că episodul ăsta a fost ca timp scurt. Dar ai văzut ceva pe care ți-o amintești? Am văzut lumina divină. Am văzut lumina divină, Mirela, lucru pe care nu-l pot explica în cuvintele noastre. Dar poți să scrie măcar. Lumina divină exact cum este o cupolă a bisericii, dar de o intensitate maximă. Deci s-au resuscitat de trei ori. M-au resuscitat. Nu ți-ai revenit. Nu mi-am revenit. Faptul că mi-am revenit într-un final, dar nu am văzut că mai mi-au administrat ceva, nu mai mi-au făcut, medicii erau lângă mine, rezidentul a ieșit, mi-a spus fiica cum era foarte trist și a întrebat ce este cu mine, familia mea, și n-a putut să răspundă unde a mers și s-a întors și cu un cardiolog, că mi-a făcut un EKG și o ecografie pe inimă, nu s-a văzut nicio modificare. Drept urmare, eu toți acești ani n-am luat o pastilă pentru a readuce sănătatea cardiovasculară sau... Nu au fost probleme. Ce s-a întâmplat după a treia tentativă de resuscitare și după ce a apărut linia... După a treia tentativă de resuscitare, ei erau lângă mine, dar practic nu mai făceau nimic. Erau lângă mine. Cum am revenit... Nu pot să spun, nu am văzut revenirea mea în corp decât o durere imensă. O durere fizică. În corp, fizică, inexplicabil de puternică. Nu pot compara cu nimic. Deci o durere încât mi-a transformat fizionomia feței. Când m-au scos din sala de operație, că mai m-au ținut 2 ore... mi-a spus fiica că eram transformată de durere. Ei bine, de asta revin la începutul discuției, că Dumnezeu este în noi, în fiecare celulă din noi. În momentul ăsta mi-am amintit de rugăciunea Tatăl nostru. Vreau să spun că am rostit în mintea mea Tatăl nostru și nu o spun cu exagerare, dar a fost clipe în care mi-a trecut durerea. Deci nu minute, nu ore. Mi-a trecut durerea instant. Deci nu ți-ai dat seama ce ți se întâmplă, practic? Că durerea asta vine de la întoarcerea... Nu mi-am dat seama. Eu nici nu știam ce mai este cu mine. Eram emoționată, nu știam practic ce mă mai așteaptă, dacă mai rămân aici sau într-adevăr plec. Pentru că de asta spun, frica, tot,
toți trăim momente de frică. Frica este elementul care nu ne face decât rău. Am mai stat 2 ore în sală, Vali. Am stat 2 ore în sală, medicii au stat cu mine, a revenit anestezistul, încă o dată m-a întrebat dacă am probleme de sănătate, că m-a întrebat când mi-a administrat anestezia, dacă sunt alergică la ceva. Bineînțeles că știam că nu sunt, pentru că nu eram sub niciun tratament. Era o persoană la timpul ăla perfect sănătoasă. Corect. Perfect sănătoasă. Și am rămas, mulțumesc lui Dumnezeu, în continuare cu o sănătate maximă după evenimentul ăsta. Chiar nu am avut probleme de sănătate. Am mers și la neurolog să văd dacă au rămas sechele, dacă nu s-a oxigenat creierul suficient câteva minute, și n-am avut probleme. Mulțumesc lui Dumnezeu. Bun. Ai stat 2 ore în sală, după aceea ce s-a întâmplat? După 2 ore m-au dus pe un salon special. A venit un cardiolog, n-aș vrea să-i dau numele, că nu știu, da. Nu i-am cerut acordul, din spitalul militar. Încă o dată mi-a făcut EKG și ecografie pe inimă, nu se vedea nimic, totul era în regulă, o tensiune arterială normală, 12:7, așa am avut întotdeauna, nu s-a modificat nimic. Și în câteva zile, după 3 zile, mi-am făcut externare. Lucrul ăsta m-a marcat, nu știam de ce s-a întâmplat cu mine acest episod. Eram în modulul 2, master la instituția unde lucrez, eram în cursurile de masterat pe comunicare non-verbală. Am avut bucuria să avem un profesor colaborator care mi-a dat răspunsurile la evenimentul care l-am parcurs în acele zile, în acea zi. Ei bine, când a venit domnul profesor Niț în sala de curs, cu toate că eram 25 de cursanți, ne-a salutat și a pus laptopul pe catedră, s-a uitat peste noi, s-a prezentat și a spus că o să facem un curs cu dumnealui de comunicare non-verbală. După 5 minute s-a adresat către mine că vrea să avem o discuție și mi-a spus că a simțit o energie deosebită. Nu știam că am acest privilegiu al vieții. Dânsul mi-a spus că a studiat 2 ani în Tibet comunicare non-verbală și a înțeles că cu mine s-a produs un eveniment și m-a întrebat prin ce eveniment am trecut. Atunci mi-am dat seama, Maria, că Dumnezeu a făcut un lucru nespus de mare, de bun cu mine, încât mi-a dat acest privilegiu al vieții, încât să simt oamenii mai apropiați, oamenii care au intenții bune și invers, care au intenții rele în jurul nostru. Cu timpul mi-am dat seama că făcându-i masaj la cineva, cunoștințe, că spunea că nu se simte bine și zic, pot să-ți fac puțin colega de birou. Și a zis, doamna Valentina, dar ce mi-ați făcut în câteva minute de nu mă mai doare capul, nu mă mai simt așa? Atunci am pas cu pas îmi dau seama că Dumnezeu ne lasă în noi puterea de autovindecare pentru noi, dar puterea de a vindeca și pe ceilalți prin privire, printr-un gând, când îl adresezi cu bucurie și, bineînțeles, prin cuvinte. Nu vorbim prin fapte. Da. Maria, ai avut ocazia să cunoști mai multe persoane care au trecut printr-o astfel de experiență. Ce e cel mai important după o astfel de experiență? Nu neapărat că rămâi cu vreun dar sau vreun, știu eu, talent sau ceva cu previziuni sau nu știu cum să le zic. Ca experiența pentru alți oameni care n-au trecut prin asta, care ar fi învățătura, cum să zic? Da,
Experiența unui om nu este dată doar pentru el. Poate de aceea și suntem împreună aici la tine, să le spunem, să le aducem un mesaj și altor oameni care poate n-au trecut prin experiențe de genul ăsta, nu au conștientizat lucrurile din alte unghiuri, din alte puncte de vedere. În principiu, noi oamenii credem că suntem doar corpul nostru fizic și ne limităm viața doar la corpul fizic și trăim limitat în felul ăsta. Probabil că experiențele precum este aceea Valentinei vin să ne spună că noi suntem mai mult decât un corp fizic, că noi avem o energie, o conștiință, o conștiință și o conștiință spirituală și că în anumite circumstanțe, așa cum s-a întâmplat și la ea și cum s-a întâmplat la mulți alții, ni se arată și ni se spune, iată, e o oportunitate bună pentru toți cei care ne văd și ne ascultă să învețe din experiența altuia. Adică, dacă Valentinei i s-a întâmplat, nu e neapărat nevoie să ni se întâmple tuturor, dar să privim către experiența ei, precum și către experiența altora, ca să învățăm că suntem mai mult decât un corp fizic și că poate ar trebui să ne întoarcem mai mult către latura noastră interioară, spirituală, și să ne raportăm mai mult la ceea ce trăim în interiorul nostru și la această ființă spirituală care, iată, s-a desprins de corpul fizic și nu doar că se vedea pe ea însăși, dar vedea acolo în sală tot ce se întâmpla, vedea pe toată lumea, auzea totul, privea din conștiință. Acest lucru se poate întâmpla și celor care mor, pentru că nu știu dacă experiența Valentinei a fost una de moarte clinică, pentru că asta de extracorporală a fost sigur diagnosticată. Da, există descrieri în literatura de specialitate destul de bune. Unele dintre cele mai bune descrieri sunt făcute în legătură cu experiențele de moarte clinică sau experiențele în preajma morții, se mai numesc. Este o carte care se numește Viață după viață, de altfel are și alte cărți, scrisă de un medic, este și psihiatru și psiholog, Raymond Moody se numește, iar cartea se numește Viață după viață. Aceasta este prima mare carte deosebită care cuprinde experiențe ale oamenilor în apropierea morții. În această carte, oamenii care experimentează, deci se desprind așa cum s-a desprins și Valentina, dar merg mai departe. Toți fac descrieri mai ample, văd cu toții un tunel de lumină inițial prin care trec. La Valentina nu s-a întâmplat asta. Deci i-a văzut taburul, da, cumva, Mărie. Puteam, da. Nu văd toți la fel. Da. Numai că probabil că ea a avut ceea ce se poate numi o decorporalizare. Deci nu atât un episod de trecere dincolo. Este miraculos oricum. Oricum este o experiență deosebită, este o experiență specială, chiar dacă nu descrie neapărat acea alunecare pe tunelul de lumină sau pe urmă întâlnirea cu nu știu ce ființe speciale. La ea a fost o decorporalizare și astea sunt, de exemplu, niște experiențe pe care le-a cercetat un alt cercetător important, care a și înființat un institut întreg, Robert Monroe se numește, în America. Există un institut care îi poartă numele, se numește Monroe.